Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Să vă spun două lucruri care se întâmplă în țară, câtă vreme n-avem vreme să ne mai uităm la altceva decât politică și pandemie. Azi PNL îl va da afară pe directorul de la metrou, știți voi, domnul Ștefan Paraschiv, cel care s-a pus cu ranga pe chioșcurile de acolo. Omul a demonstrat cât a stat la metrou, un sistem de căpușare a statului prin care o grămadă de bani se scurgeau de la întreprindere în buzunarele unor privați. An de zile, nimeni n-a mai avut curaj să intre acolo. Între timp, tot la București, orașul este acoperit cu nor de hidrogen sulfurat, acoperit cu praf toxic, spune fostul comisar al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Tone de gunoaie sunt cărate fără acte în gropi care funcționează ilegal, iar statul este pus în slujba mafiei când vine vorba de mediu. De când Berceanu nu mai este în funcție, au revenit și fumurile de la celebrele incendii, arderi din jurul Bucureștiului, unde scot băieții cupru din cauciucuri sau ce mai fac ei. Sunt doar două exemple de restaurație completă la care PSD și PNL aderă în aceste zile, ca să înțelegem mai bine unul dintre rosturile noii coaliții. Nici aceasta nu merge foarte bine însă, adică ea nu s-a așezat bine. S-au găsit mai multe soluții în programul de guvernare și am văzut și un crâmpei de colaborare în materie de sănătate, unde domnii Rafila și Tătaru parcă vorbesc același limbaj. În fapt, ce au făcut ei acolo arată ca o înțelegere politică cu compromisurile de rigoare. La certificatul verde mă refer. Dar, de fapt, dacă vă uitați la întreaga scenă, cine este, de fapt, vioara întâi în această coaliție? Și se îndreaptă ea către un succes? Adică o să fie România mai bine? Nu, ăsta fiind succesul. Că succesul lor la nivel personal pare că va fi. Să vedem mai întâi unde stăm. PSD va vota și el astăzi pentru sistemul de rotație al premierilor, care a fost deja aprobat de PNL. Cele două partide cred că se pot succeda mandate de câte un an și jumătate. PNL ar vrea să înceapă el această rotație, dar aseară n-a mai discutat și numele premierului. Asta tocmai ca să nu dispară de pe listă numele lui Florin Câțu și cumva să apară cel al lui Nicolae Ciucă. Adică oficial candidatul partidului la funcția de premier este tocmai cel care a fost dat jos de către PSD. De partea cealaltă, PSD va vota astăzi sistemul de rotație și cu siguranță o să-l aprobe, probabil însă cu condiția ca Marcel Ciolacu să fie cel care va ocupa primul funcția. Domnul Ciolacu spune că PSD este îndreptățit la această funcție pentru că, în definitiv, este partidul cu cele mai multe locuri din Parlament. Mai are domnul Ciolacu un argument, dar nu-l rostește multă lume. După eșecul coaliției de dreapta, incapacitatea sa de a guverna, dar și incapacitatea de a aduce alt premier, în oricare formulă, ce pot să mai spui? Dacă aceste partide nu pot face un guvern, nu este rândul celorlalți să încerce? Vă întreb. Iar PNL nu poate invoca propria culpă de a distruge un guvern ca să-l primească pe celălalt. Neplăcut, știu, dar, ce să zic, aproape adevărat. Acesta este momentul, vi l-am descris și vă invit să-l judecați. Să priviți spre viitor și să spuneți ce se va alege mai departe. 0372069599, îl repet ca să ne sunați din întreaga țară, faceți-vă curaj, 0372069599. Ce credeți despre actualul stadiu al negocierilor dintre PNL și PSD? Cum se va rezolva disputa asta privind numirea premierului? Cum va funcționa rotația asta? Și vă întreb și să-mi spuneți cu sinceritate, după eșecul coaliției de dreapta, este îndreptățit PSD să ceară premierul? Poate are dreptate, oameni buni. 0372069599, ăsta e telefonul nostru, emisiunea este și pe Facebook, eu mai arunc câte o privire și acolo la comentariile voastre. Împreună analizăm situația din acest moment, să-i dăm drumul să începem aici România în direct la Europa FM, ascultându-l pe Ciprian. Salutare! Salutare! De la început vreau să menționez că sunt votant de dreapta, la modul general vorbind. Uh-huh. Dar pe cealaltă parte, PSD ar trebui să dea premierul în momentul de față.
luând în calcul tot ceea ce s-a întâmplat. Adică? Și nu prin rotație. Păi eșecul guvernării PNL și a domnului Klaus Iohannis, pe care recunosc că l-am votat, din păcate. Tot văd sentimentul ăsta legat de domnul Klaus Iohannis. Păi, multă lume cine este în spatele? Cine este în spatele crizei politice? Să fim serioși acum. Sigur, dar aici întrebarea asta mai are încă un înțeles, Ciprian. Sigur că poate, așa cum spui tu, după eșecul unora, ar merita PSD să vină aici. Dreptul să încerce. Da, nu zic că ar face ceva bun, departe de mine. După 9 luni sau un an jumate cât au stat oamenii ăștia din dreapta, am uitat ce s-a întâmplat. Adică sunt niște ani de PSD care vin din urmă. Știm fiecare ce înseamnă. Putem judeca... Din punctul meu de vedere, să spunem așa, precedenta guvernare PNL, precedentele guverne, să le spun așa, PNL, au următoarea problemă. Și-au dat cu stângul în dreptul. Să nu uită momentul în care domnul Câțu trebuia să fie premier și ulterior, când a trebuit să voteze, el a spus că nu mai vreau să mai fiu premier. Da, sunt multe momente, adică, deci ultimul an... Niște aspecte, ce să le spunem, din punctul meu de vedere penibile, dar da, asta e politica, probabil. Nu știu dacă asta e politica, da. Nu știu dacă asta la e noi. Da, la noi, da. Bun, la noi. Hai să presupunem, să facem un exercițiu de imaginație. O să vină domnul Ciolacu, cum spui tu? Poate chiar PSD ar merita să formeze guvernul de capul lui, după eșecul ăsta, cum spui tu? Și ce o să se întâmple în momentul în care... Noi știm cum funcționează PSD. Crezi că PSD s-a schimbat? Nu, nici de cum, din păcate. Și atunci? Eu nu spun în ideea în care acum o să vină ei pe cai mari, pârâslea, să spunem așa, și o să facă lucrurile extraordinare. Dar ar trebui să fie lăsați și ei să piardă electoratul în calcul că vor fi la guvernare, că or să-și dea fie cu stângul în dreptul și tot așa. Am auzit acest calcul făcut de câțiva politicieni așa pe culoare. Se spunea în felul următor: domnule, dar ia lasă-i un pic să intre la guvernare, că prea s-au dus sus. Ia lasă-i și pe ei să rezolve cu pandemia asta, să vadă cum e și să-i înjure lumea, ca să nu mai stea la 40%, să vină înapoi la sub 30, unde le este locul. Este un aspect, dar sincer vă spun, persoana care își asumă cele mai puține lucruri în momentul de față este domnul nostru președinte Klaus Iohannis. Da. Asta... Din punctul meu de vedere, și vă spun sincer, pentru mine este zero. Cu asta pot să fiu de acord. Domnul președinte nici nu vrea să numească premierul, le-a cerut partidelor să revină un singur candidat. Nu numai de asta, doar că, ok, ca să-l comparăm cu Băsescu, cu toate că nu există teme de comparație, dar Băsescu pe care la momentul respectiv, domnul Băsescu, ce scuze, la momentul respectiv eu unul a fost anti. Dar acum, într-un fel sau și în altul, eu unul regret, dar nu regret totalitate, regret unul în calcul faptul că omul era jucător. Lucrurile astea câteodată, mai ales într-o situație de criză, sunt bune. Da. Și domnul Iohannis, îți mulțumesc tare mult, Ciprian. Și domnul Iohannis a jucat aici cu USR-ul când a început să-i dea afară. Și cam atât s-a ales în momentul respectiv de jocul domnului Iohannis. Adică nu mai are coaliție. Și acum am ajuns și în situația în care domnul Câțu s-a rugat de PSD să pună prima dată premierul ca să vină el al doilea. Asta mi se pare cumva strigător la cer. Radu, salutare! Bine ai venit la România în direct! Salutare! Cred că e un timp prețios cu toate aceste jocuri politice să ne amintim că din septembrie și până acum noi nu avem prim-ministru și guvern funcțional. Asta datorită incapacității, indeciziei unui domn care este președinte. Mai mult decât atât, toată această schimbare cu desemnare, renunțare la desemnarea unui premier, sucire de la un partid la altul, negociere, nu face altceva decât să fie praf în ochi în condițiile în care încă mor sute de oameni datorită incompetenței. Să ne facem un exercițiu de imaginație. Dacă altul ar fi fost președintele de la PSD sau altul ar fi fost prim-ministru de la PSD și am fi avut criza asta teribilă cu atâția morți, închipuiți-vă ce jale, ce revolte erau în piață. În stradă, cred că da. Cu jumătăți de măsură. Asta e părerea mea. Judecăm noi cu jumătăți de măsură? Asta ai spus? Că n-am înțeles. Da. Cred că acest domn președinte ar trebui să plece cu tot sistemul pe care l-a adus, care n-a fost capabil să vină cu un plan concret de dezvoltare a României,
n-a fost capabil să aibă o strategie pe termen mediu și lung, ci doar cârpeli. Au o mare problemă de resurse umane, atât în PNL cât și în USR în momentul ăsta. Și cred că, din păcate, domnul președinte se poate lăuda cu, ghiciți cu ce? Cu realizările doamnei Viorica. Atunci când am preluat președinția unei române și am dus-o bine, pentru că în spatele Viorică era regretatul Ciamba. Cu asta se poate lăuda distinsul domnul președinte. Cred că domnul președinte a învățat un singur lucru, și anume să facă niște declarații publice pe care să le citească frumos de pe prompter. În afară de asta, n-am prea văzut altceva. Adică am văzut niște tehnici de influențare și manipulare. Știți chestia aia cu cei doi elefanți? Este tehnică de NLP, de programare neurolingvistică, se cheamă limbaj, model de limbaj hipnotic. Așa. Este tehnică tare și manipulare. Cei doi elefanți din camera lui Grindeanu, la ei te referi, nu? Sau la ce? La ei mă refer. Da. A avut domnul președinte câțiva consilieri deștepți și atât, nimic altceva. N-am văzut un proiect, n-am văzut rezolvare de probleme. Păi dacă erau consilieri deștepți, nu rezolvau și problema asta cu USR și PNL și asta? Pare că nu. Pare că s-a stricat ceva acolo. Da, nu cred că poate rezolva ceva domnul președinte. Restul este praf în ochi. Așteptarea mea este ca domnul președinte să plece cât mai repede, indiferent de cine vine prim-ministru, de ce guvernă se fac, pentru că pierdem timp prețios cu un domn incompetent în capul statului. Bun. Dar asta, dincolo de ce spui tu, tu spui o să plece, ok. Nu știu, eu uneori sunt convins că asta e cea mai bună formulă de România pe care o putem căpăta. Dacă nu o să fie mai bine de atât. Adică noi tot am făcut experimente cu clasa politică și tu ai discursul ăsta care, sigur, e înverșunat și probabil că ești supărat pe președintele României. E dreptul tău. Dar uiți prin ce a trecut România înainte de această guvernare PNL-USR. Adică nu putem avea o memorie chiar atât de scurtă. Măcar Klaus Iohannis nu a atacat, cum să zic, pilonii fundamentale ai democrației noastre. N-a suit la masă tot felul de infractori. Nu am fost pe buza de a spune Uniunii Europene la revedere cu Klaus Iohannis. Da? Cred că așteptările noastre sunt altele. Așteptările noastre sunt referitoare la electricitate, gaz, la preț bun. Să facem o comparație cu ce preț se plătește în Bulgaria sau în Ungaria pe la electricitate sau la combustibil și să o arătăm unui președinte. Să facem o comparație cu prețul pe metru pătrat al unui apartament în Ungaria și Bulgaria și unul în Constanța sau nu București. Poți să legi asta de, nu poți să legi asta de activitatea prezidențială cu tot respectul. Adică cum? Ce păi să, de ce? Prețurile la imobiliare sunt influențate de... Oarea domnului președinte? România dezvoltată, România normală, pas cu pas să ne dezvoltăm, uite cum ne-am dezvoltat. În felul ăsta ne-am dezvoltat. Domnule, argumentul ăsta că să fie prețurile mai mici la case și să ocupe Iohannis de asta, nu e ok. Imobiliarele răspund altor lucruri. Uite, îți spun eu ce ar putea să spună Iohannis. Ar putea să impuneți pe profit, domnii din imobiliare, și să nu mai fie scutit de 4 ani datorită lobby-ului PNL-ului. Da, se poate și asta, și ar mai fi ceva, și ar putea să ceară procurorilor să se uite mai cu asupra de măsură la urbanism și la modul în care sunt date diverse autorizații de construire. Asta poate să facă președintele, dar să regleze piața. Nu mă aștept asta de la președintele României. Nu-i puneți toate păcatele în capul lui Iohannis. Mai avem și alții la care să ne uităm. Și dacă spuneți de imobiliare, haideți să vă dau eu un exemplu de imobiliare, cineva care nu s-a uitat deloc. Vă spun doamna Firea, da? Care a lăsat orașul ăsta să se ducă în fel și chip din punct de vedere imobiliar, cu principiul, domnule, proprietarul poate să construiască orice. E, culegeți roadele acum, dacă proprietarul poate să construiască orice. Am o problemă cu asta. Așteptăm ca justiția să-și facă treaba. Nici justiția nu-și mai face treaba. Uite aici poate să ceară președintele mai mult. Da. Ca să rezum, ce cred că se va întâmpla dacă și perdeaua asta de fund dispare? Cred că discursurile noastre se vor radicaliza. Adică eu, unul din fost liberal, observ că sunt total nemulțumit față de ce se întâmplă aici și cred că treptat o să mă gândesc să plec, că nu e niciun motiv să rămân într-o țară în care sunt tot timpul furat, hăituit,
Nu, nu are niciun sens. Asta înțeleg. Asta înțeleg și nu știu cum să mai apără această idee. Dar nu toate sunt în cârca lui Iohannis sau a PNL-ului. Aici e o încurcătură mult mai mare. Și acum vin și niște băieți care, în mod obișnuit, chiar plutesc sau încurajează genul ăsta de interese descrise de Radu mai devreme. Andrei, bine ai venit la România în direct. Bine te-am găsit sau regăsit, Cătălin. Eu sunt foarte trist și dezamăgit. Extrem. De ce ești? Că se întoarce PSD la guvernare? Nu, nu e vorba despre asta. Deși sunt votant de dreapta, oricum cred că partidele nu mai au doctrină, deci nu putem vorbi de stânga, de dreapta. Sunt foarte dezamăgit pentru că în momentul de față nu mai avem opțiuni. Deci aici aduce lipsa de să iei o decizie, cred că e mai important decât să nu iei niciuna. Și, din păcate, președintele aici este cela. Când nu ai opțiuni? Așa cum a făcut-o... Dacă ar fi niște alegeri acum, n-ai opțiuni? Asta nu e opțiune, asta nu e opțiune pentru că președintele nu ne-a dat-o. Lui a fost frică de aceste anticipate, sau PNL-ului, nu știu. Da, în sensul ăsta. Da. Ce opțiune avem? Avem un președinte care nu ia nicio decizie, așa a câștigat toate alegerile, prin a nu spune lucruri sau a nu face lucruri, sau a nu ieși în dezbateri. Singura dezbatere la care a fost cu domnul Ponta și a dat cu domnul Iohannis de tot pe toți pereții. Avem un PNL care... Nu știu, mi-e să iau în gură când zic treaba asta. Avem un PSD care știm ce-i poate pielea. Avem un USR necopt care la guvernare a venit și a făcut pe fata virgină că, pai, ce rău e, de parcă nu se știa. Și după aia a ieșit și după aia a vrut iară. Și PNL egal PSD, dar hai cu PNL, dar cu PSD nu. Avem un partid AUR care este de extremism rar. Avem un UDMR care în continuare este acolo la guvernare. Nu se știe de ce, că nu mai trebuie majoritatea acum. Am să-ți dau o explicație oficială, ca să poată să... Nu mă interesează, că devine explicație oficială, că e zero barat. Așa. Și noi ce facem în timpul ăsta? Murim pe capete în spitale. Educația la pământ. Drumurile sunt cum sunt. Și nu suntem în stare să ne valorificăm lucrurile pe care le avem bune în țara asta. Spune-mi tu mie de ce să nu fiu trist, dezamăgit și trădat. Ai toate motivele să fie așa. Nu știu cum să te înveselesc, că eu n-am venit astăzi cu nici o veste bună. Da, singurul lucru la care mă uit e că politica e trecătoare, adică lucrurile care se fac se și pot desface. E adevărat că vin în timpul vieții noastre. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare, că uite, întrebarea era așa. Este îndreptățit PSD să primească postul ăsta de premier, cum îl cere acum? Da, este îndreptățit. Cu toată asumarea și cu toate informațiile pe care le deține, este îndreptățit. Pentru că, spun sincer, decât să mai văd un premier PNL, mai bine văd un premier PSD. Parcă de ei încă nu m-am săturat. Dar să-l mai văd pe domnul Câțu la televizor, da, m-am săturat. Și singurul lucru pentru care vreau să fiu fericit astăzi este că domnul Cristian Tudor Popescu ne-a dat voie să folosim cuvântul tembel când ne referim la acești oameni politici fără să-i jignim. S-a uitat în Dex și a dat explicație astăzi că trebuie este nepăsător. Așa că dăm voie, Cătălin, să-i spun că domnul Iohannis este tembel, domnul Câțu este tembel și domnul Ciolacu, toți sunt niște tembeli. Când efectiv, merge... niște oameni complet nepăsători. Când o să merg cu emisiunea asta la CNA, o să zic domnul Popescu ne-a dat voie la toți să zicem chestia aveți asta. Aveți și numărul meu, să știți că contribui și eu. Da, dacă sigur. E da, acum, da, asta e. Persoană nepăsătoare, leneșă, incapabilă, îi dă și un sinonim. Îi zice și tălâmb. Știi, ca orice opinie, unii pot să considere că este subiectivă. Să o lăsăm așa, adică sunt sigur că... Și nu, politica de altfel, și politica. Nu te voi convinge să-ți schimbi opinia, doar aici voi îndemna mereu să avem, cum să zicem, suntem niște oameni atât de deștepți și uneori atât de pregătiți mulți dintre noi, încât eu cred că îl putem dărma pe domnul Câțu sau îi putem arăta obrazul fără a-l numi tembel pe el sau pe președintele Iohannis. Cred că au capacitatea să înțeleagă fără să coborâm noi la acest nivel. Adică, de ce? Da, da. Măcar atât înțeleg, putem să dar nu cred că au această capacitate, uite, dar înțeleg perspectiva. Uite, putem să zicem așa, răspicat. Și uite că poate să înțeleagă oamenii ăștia. Uite, domnule Florin Câțu, potrivit ascultătorilor de România în direct, dumneavoastră nu aveți capacitatea intelectuală de a conduce guvernul României.
Minunat. Păi, este elegant, nu? Adică am sintetizat, da, nu putem elegant merge la CNA. Așa zic. În fine. Deci, da, noi, deci știți ce perspectiva mea este că PSD merită acest post de premier, și, dar din păcate eu cred că nici acum nu se vor înțelege. Cred că criza politică se va adânci, pentru că nimeni nu o să creadă PSD-ul sau PNL-ul că ok, după un an jumate te las, promit, parol. Cum ar nu fi? Se poate. Da, da, nu, Marcele, e comic. Da. Marcele, lasă-mă pe nu știe dacă... Vă dați seama câte congrese PSD și PNL o să mai fie în ăștia 3 ani de zile, în care domnul Ciolacu și domnul Cuțu habar nu au dacă o să mai fie la șefia partidului. Și ei îmi spun mie că se lasă unul pe altul? Da. Da, da, da. Asta va fi. De ce nu-l pun pe domnul, de ce nu-l pun pe domnul Kelemen la... Pe domnul Kelemen... Pe domnul Kelemen Hunor? Nu știu de ce nu-l pun. Ați urmărit dezbaterea cu Moise Guran cu domnul Dan Barna? Să vedeți ce discurs clar, domne, da, și frumos a avut domnul Kelemen. Da, domnule, suntem, stați puțin, că suntem într-un moment din ăsta de România devine foarte complicată. Politicienii din UDMR sunt niște oameni foarte bine pregătiți și știu o tonă de politică, o grămadă. Dar să știi nu... Știi unde se rupe filmul la ei? La bun autonomie, acolo. În rest, numai ei sunt cei mai acolo pregătiți. Stați un pic să-i luăm la contracte, să nu uitați nicio secundă, nicio secundă. Că ei au contracte, instituții publice, că n-au mod diferit de a fi față eu de politicienii. Eu cunosc, dar spui în felul următor, de parcă PNL și PSD nu are. Deci am două variante. Ei, ori PNL, PSD, care sunt vai cu de mama lor și au și contractele, sau niște udemeriști care sunt pregătiți și au și contractele lor. Asta e. Deci dacă-s deștepți, am scuzat. Bun! Andrei, îți mulțumesc! Spor la treabă! Doi, ați văzut? Deci ăștia sunt deștepți, ăia sunt tembeli. Dar dacă e deștept, da, într-adevăr, dacă ai știință de carte, te mai iartă lumea. Așa zice, doamne, ticălos, da, și făcut ceva. A furat, dar uite la el cum vorbește pe când ăsta la alt. Florin, salutare, bine ai venit la România în direct. Cum să rezolvă, domnule, negocierile astea care, uite câte amărăciune aduc ele între noi? Salutare și bine v-am găsit pe toți. Cu siguranță, nu știu, tot văd că domnul Câțu, inclusiv domnul Barna, aseară la Digi, zicea că PNL s-a predat. PNL nu s-a predat. Adică domnul Câțu este un om fără empatie, cu apucături de dictator. Eu nu cred că domnul Câțu este atât de idiot încât să se predea PSD-ului și să le dea lor PSD-ului cărmasării. Eu cred că e un joc foarte simplu și negocierile se vor încheia în momentul în care PSD nu va accepta să, ca PNL să aibă premierul, primul. Și ce pentru se va că e foarte simplu, aia? E un dans foarte simplu. Domnul Câțu, cum a făcut cu USR, dacă i-a dat afară miniștri și așa mai departe, la fel, probabil, din punctul meu de vedere, și obține este planul și cu cei de la PSD. Florin, și bun, și gata. Nu sunt, și ce se întâmplă după aia? Nu să face treaba asta. Nu să ajunge la nicio coaliție. Ce se întâmplă după aia, în ziua în care Câțu și știu eu, PNL, îi spun PSD-ului, știți, mă, ne-am răzgândit. Ia, hai, la revedere de aici. Ce se întâmplă? Probabil că o să încerce din nou să facă o coaliție cu cei din USR. Fiți atenți. Deși discursul lor este foarte, că din cauza lor suntem în criză. Nu, uitați din ce cauză suntem în criză, da? Pentru că domnul Cioloș a făcut imediat un partid, un, doamne ferește, a făcut imediat un guvern, l-a predat, l-a prezentat, dar a vrut să fie foarte rapid pus în funcție ca să poată scoate țara asta din criză în care ne aflăm. Fiți atenți. A uitat de fapt cine... Florin, stai așa o secundă, că am de făcut un anunț important. Marcela, te rog, pune deoparte numărul lui Florin și dacă se întâmplă chestiunea asta, emisiunea din ziua respectivă începe cu Florin, care are această ipoteză pe care nimeni nu mai are acum. Deci, cum se spune pe românești, te... ești absolut special dacă tu în momentul ăsta ai dreptate. Ești dat dracu, ăsta e cuvântul de la noi. Dacă tu ai intuit mai bine decât restul lumii ce să petrece. Vorbesc foarte serios, nu e niciun fel de ironie. Vreau să ține minte momentul ăsta că ești singurul care a venit să spun asta. E o ipoteză, pot să o iau în cap. Eu așa cred, pentru că am văzut foarte bine și limpede cu toții ce fel de conducător este domnul, din toate punctele de vedere, da? Ce fel de conducător este domnul Cățu. El nu o să pune niciodată armele pe masă. El se va face exact cum e vorba din popor, frate cu dracul, până va trece puntea, da? Va ieși probabil din iarnă, dar dacă merge mai departe cu guvernul acesta, să fim serioși.
oricine ar deține o funcție, chiar suntem atât de copii să credem că după un an jumătate sau cât trebuie să fie, o să spună, vai, vă mulțumesc, poftiți domnul Pixulescu în continuare. Și în plus e o mare prostie de, nu știu cum să zic, adică fiecare prim-ministru își face o echipă cu care lucrează, cu care are o viziune. Duci țara într-o direcție un an jumate și după aceea vine celălalt și stai că nu e bine. Hai să mai dăm cu spatele vreo 100 de kilometri din 200 sau din 150, dăm înapoi cu spatele că am ratat strada către dreapta. E o mare aberație din punctul meu de vedere toată situația aceasta. Da, e și nu cred că o să țină mult. Hai să acum, vedem. Probabil că, adică nu probabil, cu siguranță toată miza este PNRR-ul pe care PSD-ul ține atât de tare să-l renegocieze. Acolo e tot. Cel puțin din punctul meu de vedere, am văzut că suntem foarte mulți, printre care și eu suntem foarte mulți supărați și avem tot dreptul să fim, doar că toată lumea pleacă. Eu, sincer, nu neapărat că aș îndemna, dar personal mă gândesc chiar să intru în politică. Opa. Uite la USR. Bravo. Da, uite, la USR, pentru că USR-ul este, cel puțin momentan, singurul partid cu care mă pot identifica cât de cât. Singurul partid care pare, cel puțin, a fi curat. Și aș vrea să văd ce e acolo. Aș vrea să îngroș rândurile unui partid care merită, reformist, până în momentul în care o să-mi dau seama că de fapt nu e, da? Dar trebuie, cel puțin din punctul meu de vedere, toată lumea zice, nu avem alternative. Uitați că avem alternative. Trebuie să avem doar curajul ca la următoarele alegeri să le dăm un mandat. Pentru că sunt oameni pregătiți, sunt profesioniști, sunt oameni cu un discurs foarte bun. Da, sunt să avem oameni să le cu dăm un discurs apropiat a ceea ce gândești tu și sunt destule dovezi că și la USR au bube în cap ca și alții. Că, bine, bun, poate Cioloș are alt tip de conducere, dar domnului Barna i s-a reproșat în fel și chip modul dictatorial de conducere, îndepărtarea unor oameni care, mă rog, nu erau din echipa sa. Asta e și cu avantaje și cu dezavantaje. Sigur că pentru multă lume reprezintă o speranță. Pentru alții, într-adevăr, să știi că nu contest lucrurile astea, doar că, din păcate, trăim într-o lume reală și nu într-una perfectă. Da. Ce ne dorim, noi nu există. Bun, asta e o frază pe care trebuie să o folosim la fiecare emisiune politică. Poate destinul României, îți mulțumesc tare mult, Florin, poate destinul României este ca în lunile următoare să fie condusă de PSD și PNL, în ordinea asta. Și noi asistăm acum, cum să zic, cu toate bunele intenții, să asistăm la rezolvarea unor probleme. Ar fi minunat să fie așa. Da, ținând cont de palmaresul celor două partide, mai ales al PSD, mi-e teamă că unele chestiuni nu se vor rezolva niciodată. Da, să vă dau un exemplu. Uriașul aparat de stat, care se înfoaie și cheltuie printre cele mai multe dintre resursele României, uneori în mod cu totul și cu totul greșit. Aia nu se mai întâmplă în România, în această coaliție, nu se va întâmpla aici. Gelu, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin. Am fost puțin surprins. Problema eu o văd puțin altfel. Avem practic un singur partid care are două uși. Una e galbenă și una e roșie. Deci, am văzut și scheme pe Facebook desenându-se că... Da. Domnule... Problema este alta, că noi, de pildă, din 90 încoace, conform teoremei sau axiomei lui Einstein, care spunea că e o nebunie să crezi că dacă faci același lucru în același fel, obții aceleași rezultate. Rezultate diferite, pardon. Deci noi din 90 votăm la fiecare 4 ani și ei din 90 încoace, toată clasa politică, incorpore, fac mișto de poporul român. Noi le plătim taxe și impozite din care ei își iau banii și noi stăm odată la 4 ani și votăm. Începând de la numărul 1, pe care, mă rog, eu am fost puțin mai dor decât colegul din asta de breacă, și până la tot ce înseamnă sistem bugetar. Nu am văzut din partea nimănui din nici într-un guvern, inclusiv de la USR, fostul ministru, în care spunea că, domnule, mediul privat trebuie să adapteze. Dar n-am văzut reforma sistemului bugetar. Da. De ce trebuie să avem noi 20 de ministere, de ce nu putem să avem 15 ministere?
Aici avem 20 ca să intre și UDMR-ul, că aveam 18 și a zis, domnule, noi facem 3, că e greu de împărțit aici, suntem mulți. Următoarea chestiune. Dom'le, ăștia stau și se ceartă între ei pe banii noștri. Sincer, eu nu mai sunt să le mai plătesc eu din taxele mele, dacă dumneavoastră sunteți dispus, e o altă problemă, dar eu nu mai sunt dispus să mai plătesc din taxele mele salariul lor. Dom'le, dacă nu muncești, fă-o pe banii tăi. Dar dacă muncești într-o funcție publică și ești plătit, atunci lucrează. Unu. Și în ultimul rând, dom'le, de ce pui tu întotdeauna partidul? Că partidul își ia banii din bugetul statului. Nu există... Nu există o situație ideală. Dacă ai fi trăit în Belgia, care a avut aproape 2 ani criză guvernamentală, ce ai fi spus? Că ăia nu munceau? Sau că nu hai făceau? Să-ți dau acum exemplu Italiei, care nu au avut guverne ani de zile. Deci sau am locuit în Belgia. 3 guverne am pe an în Italia, da. Așa, ok. Dar da. Aparatul, mă rog, de ministerial și așa mai departe, funcționează. Practic, această gașcă, că practic nu pot să-i spun clasă politică, clasă are un alt limbaj. E o gașcă, pur și simplu. Marea problema a României... În mediul politic. Ei să-și pună prietenii lor și care să-și pună prietenii prietenilor lor. Domnule, în toate structurile. Nici măcar asta n-ar fi o problemă pentru că practică și alte state. Problema este ca oamenii aceia să ia decizii, să muncească și să facă niște lucruri din interesul oamenilor. Pe când aparatul administrativ din România s-a transformat într-un aparat de mutat hârtii și de căutat aprobări și de lipsă de asumare. Asta e, de fapt, marea problemă pe care a generat-o clasa politică din România. Asta este efectul. De aici a pornit. Mă, plantează-l și pe Geluțu. Are un scop treaba asta? Nu, domnule, asta e prostie. N-are niciun scop. Eu nu cred că are vreun scop. Asta este prostie. Să mențină pozițiile și pozițiile nu și le pot menține decât pe baza prietenilor. Nu pe baza unor relații de competență. Da. Deci ei nu au oameni competenți. Și acum vine PNR-ul și mă pun o întrebare, domnule, aceiași oameni din minister să facă ceva diferit. Imposibil. Uite, hai să-ți dau un exemplu că s-a putut. Colectiv. Când a venit Berceanu în funcție, oamenii din garda de mediu, deci aceiași ofițeri din garda de mediu, au putut să oprească focurile alea și a mai respirat Bucureștiul. A plecat Berceanu, s-a umplut din nou Bucureștiul de fum. Sunt aceiași oameni în aceleași funcții. De ce crezi că oamenii... Așa? Pentru că persoana domnului Berceanu, dânsul, știa ce trebuie să facă. Aha. Și cum să facă. Ei, asta. Dar restul ăstorlalți nu prea văd că știu să cum vor să fie. Știu și ei. Doar că le trebuie aprobarea aia. Problema este, mulțumesc tare mult, Gelu. Dar de ce vă trebuie aprobare? Trebuie aprobare pe aia. Ei așteaptă aprobare, așa a fost construit sistemul an de zile. PSD și PNL i-a învățat că fără aprobare nu se poate. Iar Berceanu, când a venit, le-a pus el la treabă și a zis, bă, hai să ne facem și noi odată datoria. Aia ar fi vorba. Mulțumesc, Gelu. Se aude ceva pe aici și nu știu ce, mă uitam curios la colegul Sorin. Pare că mai vorbesc pe undeva, nu? Cred că e deschis vreun difuzor pe la noi. Da. Îmi cer scuze pentru asta. Horia, salutare, ești la România în direct. Vă salut. Ca să răspund direct la întrebare, dacă PSD-ul ar fi îndreptățit să fie acum la guvernare, eu răspund cu un pic o altă afirmație. De fapt, cam toate partidele parlamentare care ar fi capabile să negocieze o majoritate, că PSD-ul ar fi îndreptățit, sau PNL-ul, sau USR-ul, sau whatever, oricare dintre partide, dacă ar avea 50 plus 1 din camere. Dar în condițiile în care niciunul nu are așa, această majoritate, în opinia mea este necesar să negocieze și partidul care poate să negocieze și să aplaneze cât mai mult toate conflictele rezultate în urma acestor negocieri, ar trebui să intre la guvernare. Acum. Știu că ce am zis și eu sună un pic utopic. Am înțeles. Nu, dar e logic. Adică partidul care are cea mai mare capacitate de negociere și de a unifica forțe politice importante în jurul său. Ok, am înțeles. E logic. Exact. Da. Acum apare, în schimb, reversul medaliei. Pentru că, la cum am observat că s-au
rinda toate lucrurile astea pe la noi. Eu nu cred că păsarea este asupra faptului că ne mor oameni. Am văzut un reportaj de știri în care cea că a murit întreaga populație a orașului Slobozia, dacă ar fi să cumulăm toți oamenii morți într-un singur loc. Asta a fost decizie politică în România, nu uita. S-a valorizat economia înaintea vieții. Da, deci nu le pasă. Și eu aș tinde să cred că cel puțin până pe 1 decembrie noi nu o să avem nicio șansă de vreun guvern, pentru simplu motiv că în acea perioadă de 1 decembrie, 15 decembrie, dacă nu mă știu la Marnic, ar fi perioada în care ar trebui să ajungă PNRR-ul și banii de la PNRR în România. Cât despre toată distracția aceasta cu guvernare rotativă, ba la unul, ba la altul, am și o întrebare, adică, hai să zicem, dar mai există o Constituție? Eu nu știu atunci când se investește un guvern că jur credință patriei și promit că în un an jumate îmi dau demisia. Pentru că nu sunt capabil, sau de ce? Ca să intre și ei la exact ce a spus mai devreme, cu 150 de kilometri înainte și 100 înapoi, sau 200 poate înapoi, că nu le mai convin acolo și trebuie să schimbe oamenii din toate deconcentratele ulterior încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Să fie toți la Ciolan încă o dată. Eu vă spun sincer, eu am votat la deputați, am votat cu PNL-ul, iar la senatori mi-a plăcut mai mult lista și am votat cu USR-ul. Dar în momentul acesta mi se pare că parcă cu toții au nebunici. Mi se pare absolut ilogic ceea ce fac, pentru că nu mi se pare că se urmăresc de vreo direcție. Am impresia că totul este într-o logică defectă de lose-lose, când putea să fie în win-win. Da. Când au fost, când s-au ales ăștia de la PNL, ei, prin octombrie sau septembrie, era Orban la televizor care urla în continuu că el poate să refacă. Și uitându-mă la ce a făcut și cum a guvernat atunci, eu chiar cred că el ar fi putut să refacă o coaliție, dar nu s-a dorit. Eu nu am auzit numele lui, cu excepția faptului că vor să-l excludă, să apară altundeva în afară de, adică vreo capacitate de negociere, undeva să-l pună iară să negocieze, ceea ce a făcut odată. Excluderea lui Ludovic Orban din zona asta va rămâne un mister multă vreme. E greu de înțeles care a fost planul și ce s-a întâmplat acolo, sincer. Puțin politicieni capabili în toate partidele, mă refer. Să știți că Orban, da, așa cum l-ați văzut, era unul dintre ei, unul care învățase mult în funcția administrativă. Orban se bucură de apreciere mea, sigur, cu nuanțele de rigoare. Dar e un politician despre care am înțeles că pricepea și lua decizii și avea soluții. Sunt complet de acord din punctul ăsta de vedere și în același timp trebuie să ne mai gândim și la celelalte partide. Că aici îmi pun problema și de zona PSD, care lumea îi zice stânga, dar eu văd că toată lumea cam pe zona centrală, ca să o zicem pe bune. Fie vorba între noi și toți ascultătorii, eu cred că și în zona PSD sunt niște probleme. Acum este cu ieșirea lui Dragnea din închisoare, care are niște secrete, care vrea, mai le dă bani, nu le mai dă, mai este Ponta iarăși, care am văzut cel puțin pe Facebook că își încordează iar mușchii și începe să aibă declarație ba mai pro-PNL, ba mai pro-PSD, ba mai pro-nu știu care. Este factorul complet neînțeles de mine, AUR, care totuși eu cred că a răspuns unei nevoi a societății, care nu fusese adresată de nimeni altcineva până atunci, că altfel eu nu pot să-mi imaginez cum a putut să fie votați, dar au fost votați, cât că eu, mi se pare străin. Dar oamenii au decis că ei trebuie să fie reprezentativi. Așa că, pe aceeași logică, cum a spus întrebare, eu pot să pun aceeași întrebare zicând, nu poate UDMR-ul să guverneze, că până la urmă, de 30 de ani, cât am eu, am văzut că au ales. Și ales doar ca să facă guvern, să fie în guvern. Iată cum această emisiune, mulțumesc tare mult. Aurul ar putea să ajungă la putere după următoarele alegeri, dacă ținem pe zona asta, cred că fără aur s-ar putea să nu se poată. Vedem. Mulțumesc tare mult. A fost interesant și eu simt apăsător sentimentul acesta de busolare, de zăpăceală, de lipsă de direcție. Am fără un an, aproape 30 de când lucrez în domeniul ăsta, care mă uit la clasa politică, asta a fost meseria mea, este pentru prima dată când nu înțeleg mare lucru din ce se întâmplă, că nu reușesc să găsesc resorturilor unor decizii. Înainte părea a fi vorba de bani, putere, de data asta e absolut cumplit. Asta a fost România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă!
Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.